Da, ne pregătim de un meci de luptă, de război. Ne pregătim în jumătate de oră la Botoșan, la cum arată terenul. Sigur că nu va fi un super spectacol și e trist că se vorbește despre integritatea jucătorilor în loc să se vorbească despre lucruri care țin cu adevărat de fotbal în 2021. Am văzut terenul și o să-l mai vedem. E o problemă acolo, clar că nu s-a plătit, nu s-a dat drumul la căldură, cam asta e povestea. Da, sau probabil și terenul e vechi, nu s-a făcut infrastructura cum foarte trebuie, bună imagine, foarte nu bună are imagine, dren care să funcționeze, e frig, e ok, iarnă, așa mai departe. Da. Uitați diferență. Da. Sigur. Vorbim de Constanța. Sunt 13 grade la Constanța. E mai cald, dar e ok, dar să ne amintim când a nins la Constanța, când a fost frig și când a plouat, când nu se vedea nimic. Acum arăta terenul, că se putea juca ca și cum nu se întâmpla nimic. Da. Impecabil exact. Arăta terenul. Și a fost o perioadă când toți ne-am mirat cum de la viitorul se poate juca. Și Gica a spus, da, domnule, pentru că la noi încălzirea merge non-stop. Deci noi nu oprim în perioada de iarnă, nu oprim încălzirea în gazon. Atunci funcționează. E făcut și drenul cum trebuie, s-a investit. Trebuie să investești în terenul de joc. Dacă s-a decis să joace și decembrie până târziu și să înceapă campionatul în ianuarie, februarie. Trebuie să sigur. Știm că asta e vremea. Trebuie să-ți asumi. Sigur că da. Iar și vorbim de Botoșani, care nu e o echipă săracă. Botoșani e de mult timp în Liga 1, Botoșani vinde jucători. E normal, da. Deci o echipă care ar trebui are mult mai mult să investească și în teren. Da. Dar aici aș întreba eu dacă celelalte echipe nu investesc. Poate unele nu au posibilitatea să investească. Eu înțeleg asta, pentru că sunt foarte multe echipe pentru care câteva mii de euro contează foarte mult la bugetul echipei. Și nu își permit, nu au de unde. Atunci să pleci din Liga 1, Lucian. Nu? Că da, nu-ți permiți, este Liga 2, este nu Liga toată 3. Lumea este ca CFR-ul și viitorul. Atunci, unii se gândesc, domnule, dacă ea nu dau, noi de ce să dăm? De ce să cheltuim? Pentru că, probabil, că cum ați spus, Botoșani, având un jucător și ar avea posibilitate. Da. Sunt sigur că dacă ar fi fost obligați să dea drumul la încălzire, dădeau drumul la încălzire. Sunt obligați de regulament. Ăsta e regulamentul, doar că nu-l respectă. Și ei, nu știu dacă ei sunt obligați, Lucian, au primit peste un milion de euro din drepturi sunt TV. Sunt obligați să pornească... Iau bani, sunt, doar că nu îi dau. Sunt obligați să pornească încălzirea sau să aibă doar încălzire? Când se omologează stadionul, o arăți. Trebuie să o arăți. Nu stă dar nu te cineva obligă să vadă dacă tu... Nu te obligă, dar nu te obligă, pentru că dacă trebuie te-ar obliga, să te penalizeze în momentul în care terenul este impracticabil. Exact. Atunci, bun, nu te obligăm, dar te penalizăm. Dacă tu nu poți să desfășori un anumit, în condițiile astea, iarna, da, nu se poate, că simți... Ce îmi transmit acum colegii de la Botoșani e așa de râs. Vedem că se înlătură gheața de pe margine pentru că a solicitat acolo CFR-ul să nu se accidenteze jucătorii. Până acum nu s-a gândit nimeni la asta. Era prea aproape de linia dar de cum tuș, să da. Te gândești tu la jucătorii tăi? Adică, nu, oamenii ăia de acolo, de la club. Trebuie să vină oaspeții să se plângă. Asta mi se pare, vedeți, până la urmă... Lipsa de respect față exact, de sportiv. Da. Și de responsabilitate. Adică, și de... cine e sportivul până la urmă? Și chiar dacă poate nu se întâmplă nimic, dacă se întâmplă, până la urmă e sportiv. Care e problema? El îi devină. Una să protejeze el. Una peste adică alta vorbim e. de progres. Vrem să creștem corect în fotbal. Dar nu avem cum să creștem atâta timp cât se întâmplă astfel de lucruri. Nu știu, eu spun, înțeleg foarte, foarte de, mult de anumite Valencia cluburi. Și de meciurile din Ghencea. Spuneam, a fost Steaua Valencia, a fost România-Norvegia când am pierdut în acea mocirlă pe Ghencea, exact. Dacă nu mă înșel la fel. Dar asta a fost acum 20-25 de ani. Dar din păcate este greu, eu înțeleg. Sunt echipe care, uitați-vă la Dinamo. Ce pretenții să avem de la Dinamo să pornească încălzirea când acolo săracii sunt ținuți în viață de suporteri și de chetele pe care le fac și de banii pe care strâng din bilete sigur, virtuale sigur. Și țin echipa. Ei bine, nu au un investitor. Eu cred că fotbalul de performanță nu e pentru toți, Lucian. Adică e pentru ea care își permit. Asta aici e altceva. De performanță. Eu asta am zis de la început. Dacă nu-ți permiți... Eu, dacă ar fi după mine, aș face 8 echipe care să asigure un buget, o garanție că au acoperit bugetul înainte de a începe campionatul. 8 echipe, dacă nu sunt 8, 6. Găsim 6. Găsim. Jucăm de 2 ori acasă, de 2 ori afară. Jucăm de 2 ori tur, de 2 ori retur.
Și atunci ar putea crește. Bună. Și atunci poate le forțăm și pe celelalte să se ridice la... Dar atunci dacă mergem pe principiul, dacă fac alții, hai să facem și noi. Dacă alții nu bagă, de ce să băgăm noi? Ce trebuie, că trebuie multe... La noi nu merge, la noi merge numai cuțitul la os. Haideți să-l ascultăm și pe Angel, mai schimbăm puțin registrul. Atmosfera, da. Bună seara, mister, câteva considerații după acest meci? E greu să vorbești la cald după ce, după încă o înfrângere. După ce am pierdut la CFR în ultimile minute, am început de la 1-0 practic și cred eu că factorul psihologic a jucat un rol foarte important. Totuși nu scuză cu nimic faptul că n-am reușit să fim lucizi, n-am reușit să împingem jocul mai mult, să avem puțină răbdare și cred eu totuși că asta a venit și din cauza faptului că am început să ne pierdem încrederea. Cred eu că s-a văzut, din păcate, chiar dacă avem jucători cu experiență, că ne-a lipsit asta. Dar ce apasă cel mai mult? Că dumneavoastră sunteți de mult timp aici, ați prins și momentele de glorie împreună cu Hagi, adică puteți face o analiză și o comparație mai degrabă. Este, când joci la 3 zile, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să recuperezi echipa din punct de vedere fizic, dar și mental. Și nu este foarte ușor. Avem jucători foarte mulți care sunt accidentați, n-am reușit să facem, să putem să facem câteva schimbări, pentru că s-au suspendați, să facem câteva schimbări și bineînțeles că astăzi, după cum ați văzut, au jucat cam aceiași jucători și nu este ușor. Cum vedeți ieșirea din această criză? Timpul trece, etape nu mai sunt foarte multe vis-a-vis de o speranță la play-off, evident. Bineînțeles, trebuie să fim mult mai, cum să vă spun eu, mult mai drastici cu noi înșine și să muncim mult mai mult, să fim mult mai umili și să credem în continuare că putem să câștigăm, să mergem următorul meci, pentru că asta e șansa noastră, că avem încă un meci la 4 zile, la Pitești, să câștigăm jocul. Din ce îmi spuneați, tot dumneavoastră îmi spuneați înainte de meci, evident, tot dumneavoastră vă veți ocupa de meciul de la Pitești, adică Rednic mai întârzie. Cred că da. Da. Mulțumesc. Seara bună. Seara bună. Da, din păcate Mircea Rednic diagnosticat cu COVID și o situație complicată. Nu e nici Rednic alături de echipă când e situația asta. Și un eșec, iată, pentru Mircea Rednic ar fi să nu prindă pe ful pentru Gică Popescu, chiar pentru Gică Hagi. Investițiile care le fac și ceea ce s-a făcut frumos la Viitorul. Și spunea aici și de modestie. Poate că unii dintre ei au început să creadă prea repede fotbaliști. Și au uitat să muncească mai mult, să fie mai umil, să joace mai mult pentru echipă. Iar, sigur, se pare că au nevoie și de pe mai de cineva care să îi bicească, în sensul bun al cuvântului. Da, adică da. Să ceară să impună la anumit jucător să facă anumite lucruri care trebuie făcute pentru echipă. Era pe vremea lui Hagi asta. O mică teroare era acolo. În sensul că nu-și permitea nimeni să dea din mână, să întoarcă cu spatele, exact, să nu alerge dacă pierde mingea. Pe când pierdea mingea, erau 4-5 jucători care făceau pressing. Ei aveau posesie, dar adversarul nu-și permitea să facă 4-5 pase. Ori acum, probabil că sunt anumit jucători care cred că li se cuvine tot. Jucători care le se dă încredere, joacă oricum, pentru că sunt investiția clubului, pierd mingea, lasă că aleargă celălalt. E posibil, din spusele lui Angel, e posibil acest lucru. Și o problemă să fie. Transfer oficial la CFR, o să-l și vedem. Înțeleg că e oficial pe site-ul clubului, se știa de vreo 2-3 zile. Runar Mar Sigurjonsson. Este islandezul adus de CFR de la Astana, din Kazakhstan, un islandez de națională. Echipa națională care, spre deosebire de România, el va participa la Euro. Până la urmă. Deci putem spune că, na, o țară mai bună, cu fotbal mai bun decât noi. Da. Cum vi se pare mutarea asta? Că o să vedem și nu, știu că pregăti colegii un material cu celelalte transferuri. Da, nu l-am așa ca imagine ca jucător și prea multe informații. Un jucător care a jucat în Elveția, care a jucat și joacă în echipa națională a Islandei, echipă bună. Corect. Câți ani are? 30.
30, a prins și perioada foarte bună, probabil. Exact. Da. A fost și participant și la Euro, vorbim de restul transferurilor după o scurtă pauză.